Când fanii din fotbal o iau razna. Salutare și bine v-am găsit la un nou clip în care reacționăm la fanii din fotbal. Astăzi reacționăm la fan, nu cred că am reacționat niciodată la fan. Chiar sunt curios și avem în clipul ăsta. Dacă mai vreți clipuri de genul, like acolo. Hai să strângem 2000 de like-uri și mai punem un clip cu reacție imediat, dacă mai avem la ce să reacționăm. Ăsta pare destul de interesant după titlu. Aveți link original în descriere. Hai să nu mai stăm la discuții, să vedem ce avem. Uite, l-avem pe Messi, frate, uite-l pe Messi. I-a pus de asta ca pe FIFA așa, ca să-l vedem mai bine. Băi, vere, stai așa. Bă, uite, bă, ce căuta ăsta pe jos pe acolo, vere. Pe Messi, idolul lui, a învățat și de la Messi să facă body defend-uri, să-i pună pe ăștia pe jos, cum pune Messi adversarii. Bine, dacă vrei. Ok, și fanul ăsta se duce acolo la Lionel, vrea să facă o poză. Bă, dar de ce nu l-a lăsat, frate? Încă o dată Messi, ia uite ce vine lumea pentru Messi. A dat și gol aici, e nebun. Da, și vine ăsta. Ia, îi face semnătură pe spate. După ce că l-a lovit pe ăla, mai era să-i dea bucată și lui Messi. Bă, frate, dar nu l-o omora, efectiv omul a vrut doar un autograf pe spate și atât. Probabil că a vrut să și-l tatueze sau ceva de genul. Că văd că are tatuaje, a vrut semnătură pe spate, probabil ca să și-o tatueze după ce l-a semnat Messi, cred, bănuiesc. Mamă, mai avea puțin și plângea la săracul și după a venit ăla și a făcut spirul lui Roman Reigns, ești nebun? Nașpa, au venit 5 oameni. Stai că mai vine unul, e același meci? Pă bune că e același meci? Vine ăla de acolo, uite-l, hau. L-au văzut deși oamenii, bă, meciul să joacă. Bă, vere, meciul să joacă și Messi tot era să dea gol. What? De ce nu s-a oprit meciul? Eu de ce râd ăștia? Posibil să fi fost amical. Ce se întâmplă? Au, se duce ăsta, bam, bă, dar aleargă, are viteză. Nope. Bă, și Ronaldo i-a dat fentă. Ronaldo i-a dat fentă pe bune. Înțeleg că n-avea chef, dar totuși. Nu vreau să fiu hater, dar parcă mai de apreciat Messi. L-ați văzut pe Messi, Messi frumos. Chiar a vrut să și semneze. Ronaldo la fenta pe ăsta, uite și tu. Salut, vărul meu. Nope. Ce salut că... Iar. Bă, aici da, aici a reacționat bine Ronaldo, totuși l-a luat ăsta de gât, ia uite cum l-a luat de gât, așa. Și după a venit aici, cam romantic, așa, bufon. I-a dat un pubic, așa, mai departe, ce avem? Gol acolo, Liverpool câștigă împotriva celor de la Chelsea, ridică trofeul acolo. Ok, și ăștia de la Chelsea urcă și ei să ia locul 2. Nu știu de ce mai sunt nevoie să urce ca să fie premiați pentru locul 2. Iau zis ce zice ăsta. Mamă, l-a luat mișto pe Enzo, ești nebun. Hai, puțin ghinionist Enzo. Liverpool a fost mai bun, hai. Da, s-a cam atacat așa, uitați-vă la fața lui. Și că am bătut joc puțin fanul ăla de el. Vere ce râde de el. Messi, Messi, Messi. Doar că vine Ronaldo și zice nu, frate. Și dă gol acolo, iau. Pentru hater cum ar veni. Pentru hater, ați văzut, dacă a strigat Messi. Mai marchează încă unul, dă două goluri. Ha, o face și pe aia cu nu vă aud cum ar veni. Și după, cred că dă și hat-trick-ul, nu? Mare și de la distanță. Bam, o bagă direct în micul porții, hat-trick. Ha, nu vă aud, nu vă aud, mai strigați Messi cum ar veni. A, bine și Cristiano, cold la faza asta. Ce se întâmplă aici? Ma. Cum n-ai balunecat ăsta aici? Ce n-ai băpoțit, mamă, dar a dat prozul de tot, a dat de două ori în minge. Nu știu dacă se punea golul ăla, că practic a lovit mingea de două ori, a dat și cu stângul și cu dreptul. A dat cu ambele picioare, totuși portarul a salvat-o cumva, dar oricum nu cred că se punea dacă era. Mamă, și au ce strigă și ăștia împotriva lui Rice, ci că ar fi trebuit să semnez cu un club mai bun. Așa scandează băieții ăștia din tribună, nu știu la ce echipă sunt. Ia auzi. Mamă, ce strigă băieții de la West Ham, sunt ok. Ah, stai, de la fosta lui echipă, nu? Da, de la fosta lui echipă. Și vine Rai și marchează împotriva fostei sale echipe. Mamă, dar ce bombă bagă, ești nebun. Dar nu se bucură, uite, respect, nu se bucură. Frumos cu palmele așa ridicate. Nu se bucură, deși cam merita să se bucure. Cam merita așa puțin să le facă în ciudă la fani. Bă, uite-l pe Moruțan. Apare și Moruțan ver în clipul ăsta. Vine dacă vrei. Nu e el starul din clipul ăsta, e Jordi Alba, dar na, măcar apare și el pe fundal așa. Ia, Moruțan cu Jordi Alba, ce se întâmplă? Ok. Mamă, aruncă ăștia, cu ce aruncă un ver? Bă, vere, cu ce aruncă, cu sticle? Mă, bine că nu i-a dat în cap, vere, că îi spărgea capul. Și s-a enervat Jordi Alba, mare mici ce dă acolo în fani. De ăla, de ce să mai bagă, nu știu. Dar nu înțeleg de ce s-a atacat jucătorul de la Galatasaray din moment ce fanii au aruncat primii în Jordi Alba cu sticle. Dacă era vreo rivalitate, mai înțelegeam între Barcelona și Galatasaray. Efectiv, nu e nicio rivalitate. E, se încing așa, se încing spiritele în meciul ăsta. Mai departe, jucătorul de la Shakhtar Donetsk, nu știu ce face. Ok, scandează ăștia ceva abuziv și ăsta le arată degetul mijlociu, au înțeles. Și dă și cu mingea în ei. Foarte frumos. Da, foarte frumos clipul ăsta. De băgat în top 10 respect momenții în fotbal. Chiar mi-au dat lacrimile. Frumos moment. Și aici le zicea urări de bine. Le ura sănătate și fericire în suflete, cum ar veni. A luat roșu? A luat roșu, da. Ok, Payet aici. Cu ce aruncă băieții în el? Mamă, ești nebun?
Băi, vere, uite, l-o s-a chiar dat cu sticla în cap. Amă, frate, ce ratați. Înțeleg, frate, să susții echipa, să scandezi aia, dar nu să arunci cu sticle în jucători. Mi se pare prostez rău de tot. Sau mai sunt aia de vin și se bat cu fanii adverși. Păi aia chiar nu înțeleg. Mai departe, încă o dată, pe aia chiar îi dă? Băi, ești nebun, a doua oară. Băi, frate, bă, bune. Stai că s-a enervat și el, ești nebun? Dar de ce nu se iau măsuri, frate? Ia uite, s-a enervat, ești nebun rău de tot pe aia. Se pare normal, ia uite, a venit și ăla, bă. Mamă, la merită mare capac merită ăla. Ia uite ce se întâmplă aici, ești nebun? Mamă, au venit fanii la bătaie cu jucătorii, nu cred. Pe asta chiar nu știam. Mamă, nu vine să cred ce se întâmplă. Da, și meciul este suspendat. Deci Alisson cu Ramsdale de acolo. Bam, Ramsdale degajează. Și ce zice asta aici, Ramsdale? The Spurs fans were giving me some crap second half. I give him some back. Mamă, hau, i-a ridicat degetul, i-a făcut așa ca la aia micii. Ca la copii a făcut. Stai că a venit ăsta la bătaie, ia. Ia, m-a venit, cine e ăla, mă? A venit femeia, mă, e femeie vere? Ia uite, bă, a venit bombarderul la bătaie la 35 de kg. Mamă, nu cred, am înțeles, da. S-a dus înapoi că i-a fost frică. Mamă, da, se ceartă, bă, Sau te-l cere de Arteta. Ok, mai departe, fanii de la Senegal folosesc lasere de astea ca să-l încurce pe Salah la penalti. Nu știu, din nou, nu părea mea că n-ai avea voie cu așa ceva la stadion, că probabil că sunt și lasere de alea puternice. Dar uite că au fost cumva lăsați fanii ăștia și Salah probabil că a fost încurcat, nu știu dacă în mod direct sau nu. Dar uite câte lasere sunt. Nope. Și da, ratează. Nu știu dacă ăsta a fost principalul factor pentru care a ratat Salah, sau pur și simplu a dat el prost, abar n-am. Dar ratează acolo Mohamed Salah și echipa lui este eliminată. Mai departe. Stai că a intrat ăsta, beat, pe teren, dar nicio treabă n-are. Efectiv, el zici că e jucător, ești nebun? Pa! A făcut-o pe aia lui Bellingham. Stai, ce? Și acum a dat în el? Bă, ești nebun? Ce se întâmplă, frate? Băi, vere, mă, dar l-au luat aia la bătaie. Nu părea foarte periculos. Dătea minus 1 de meci cu loviturile alea, dar probabil trebuia imobilizat, chiar și așa. Minus 1 de meci dătea. Ok, se termină meciul și intră fanii pe teren, se duce acolo la cine ăla, nu știu cine ăla. A, intră copiii, mă. Dar ce se întâmplă? Ia uite-l, bă, a furat mingea, mă, cred. Cred că a furat mingea, uite-l. Ha! Ba! Și s-a dus înapoi, gata, nu l-ai mai prins. Gata, m-a furat mingea, vărul. Ce șmecher. Mamă, ce a furat mingea la micu. Ok, frumos gol, bam. Mamă, a intrat sesasele mingea pe teren, ești nebun? A intrat fraților, Mbappé, unde e Mbappé? How? Au te cerut de Mbappé. Dar m-au venit frații lui Mbappé de fapt au venit. Au venit doi, Leonardo și cu Donatello. Sau nu știu cum îi cheamă pe ăștia. Cred că au pierdut un pariu. Ia uite-l pe ăsta. Mamă, ce fente are în el. Bine fentele astea. Mamă, l-a pus pe jos pe ăla. Ok, se duce în teren. Îl mai fentează o dată. Mamă, ce fente are în el. Ok, a luat telefonul. Bam. Se duce. Avansează. Și pe ăsta l-a fentat bine. Și l-a luat în brațe pe idolul lui probabil. Dar nu știu dacă a apucat să facă poză. Haaland aici le se execute, fanii lui Bayern îl huid, e rău de tot. Și ce se întâmplă? Ratează? Da, ratează, dă peste poartă. Oh, ce râdă el, vere, ce râdă el. Dar vine Haaland 20 de minute mai târziu și se întâmplă chestia asta. L-a pus pe jos pe un mexicano și bam, o bagă. Mamă, și le-a făcut-o pe aia rea. Le-a făcut-o pe aia rea, karma. I-a rupt, ești nebun, i-a rupt. Le-a făcut-o pe aia rea, băieți. Cristiano, bam, bate autostan, nu știu ce s-a întâmplat. Cine a venit, mă, peste el? Băi, vere, ia uite-l pe ăla, dita mai omul. Da, din nou, probabil, scandări asiste aici, și din nou, și jucătorul ăsta arată degetul mijlociu. Și primește roșu, ok. Stai că s-a enervat, ia uite-l, mamă, dă și tricou, s-a enervat. Eu nu n-aș fi dat roșu, dacă eram arbitru, deși n-ai voi, probabil, să arăt degetul mijlociu. Dar nu n-aș fi dat roșu din moment ce tot fanii au început chestia asta. Fanii, de ce nu primesc roșu? De fapt, probabil că au primit, că următoarele meciuri n-au mai avut voie spectatorii, probabil. Da, nu înțeleg cum poate să existe rasismul în 2024, chiar nu pot să înțeleg. În fine, mai departe, mamă, ce se întâmplă acolo, băi, vere? Cum ar veni, a spus în mod indirect că e trash la fotbal. Au făcut băieții, dar râd de grele și n-are nicio treabă. Cu ce aruncă și el, mă? Băi, dar ce râde omul meu. Mă, e prea chill Grealish, n-ai nicio treabă cu el. Mbappé marchează aici, marchează și ăsta, 2-0 se face. Paris Saint-Germain versus Lyon, 3-0, 4-0. Cred că e enervat pe fanul, cred că e enervat rău de tot pe fanii adversi. Ia, și după meci vine aici ăsta de la Lyon, liderul de galerie. Ăsta cum ar veni e mustață de la FCSB. Și ce le zice? Mesajul e clar, ok? Purtați tricolul Lyon. S-a luat de aici, nebun. Mustață wannabe, cum ar veni. Copia lui Mustață, de la FCSB. Au! Frumos. Mai departe. Ratează ăsta penalti. Ho, ho, ho! Mamă, ce se întâmplă aici? Mamă, ești nebun la cap?
What? Mama se după ce au retrogradat cei de la Saint-Étienne, mamă ce fan nervoși vere. Mamă ce se întâmplă aici, nebune, haos. Haos pe teren acolo. Pleacă-mă acasă. Mamă, și-a luat mare în sticlă în cap, am înțeles. Puțin cam întârziată reacția. Da, probabil că a dorut, dar puțin cam întârziată mi s-a părut. Ok, mergem mai departe. Ăștia se iau de Madison aici, de jucător de la cariera mea cu Tottenham. Și îi zic că e slab. Și ce se întâmplă aici? Ce schema asta la corner? What? Wow, asta da! Respect, mamă, ce șmecher, frate. Ah, ok, nu prea mai șmecher că s-a rupt aia. Da, n-a pățit nimic, e bine că n-a pățit nimeni nimic. Eu de ce râd, ok, râd, da. Unul se panicase acolo, am văzut un discător se panicase, dar n-a pățit nimic, oamenii. Mamă, sărac omul ăsta. Mamă, s-a dus. șmecherul de tot, ia uite-l. Băi, bine că nu s-a lovit. Mamă, ce capac ăsta lui Vărusu. Ok, lovitura acolo din partea lui Brandt sau cine ăsta, nu Haaland, care marchează. Wow! Asta e când i-a făcut lui fan aia de la Wolfsburg. Mamă, dar săraca era singura de acolo și de aia s-a luat Haaland. Mai departe îl avem pe puștul ăsta, se duce la poliție și cere tricou. Da, l-a luat aici Madigazin, însă vine poliție și cred că îi dă tricou până la urmă, nu? Da, știu cu Olsen, poliție. Da, și băieții, cam astea terminăm clipul. Chiar mi-a plăcut clipul ăsta, foarte, foarte interesant. A fost mișto rău de tot. Sper că v-a plăcut și vouă. Nu uitați să lăsați un like dacă vreți să vedeți clipuri în continuare cu reacții. Eu am fost Gianni, v-am pupat.